Bună, dragii mei! Am astăzi pentru voi un haul colectiv cu câteva articole pe care le-am cumpărat în ultima perioadă. Mare parte dintre ele sunt articole vestimentare pentru fete, de fapt majoritatea pentru Sofia, pentru că am avut un șoc să constatăm că într-un an a trecut de la mărimea 104-110 la 122 și a trebuit să-i cumpărăm hăinuțe, mai ales că nu are o soră mai mare de la care să-i rămână haine și încălțăminte, dar avem câteva și pentru Ameliuța. Cu Amelia observ că îi mai vin din hăinuțele de anul trecut, am trecut de curând la hainele de vară și am constatat că îi mai vin din hăinuțele de anul trecut, dar am început să fac listă și pentru ea că și ei îi vor mai trebui multe. Dar v-am spus, momentan majoritatea sunt pentru Sofia. Un lucru important de menționat este acela că am cumpărat multe dintre ele din C&D, din magazinul C&D, pentru că nu știu dacă voi aveți idee de acest lucru, dar de două ori pe an, în luni mai și noiembrie, cei de la C&D au ziua modei. E o zi în care ai de 25% reducere la orice articol din magazin, chiar și la cele deja reduse. Și am profitat de acea promoție și le-am luat câteva haine, după cum vă spuneam. Deci, cu Sofia, i-am luat niște pantalonași, două perechi de pantalonași scurți, blugișori, așa, că mi s-au părut tare drăguți. Aceștia cu broderie, asta cred că pot să-i spun așa, floricelele, și cu relușă. Au fost 60 de lei, dar să țineți cont că am avut 25% reducere la toate cumpărăturile. Și aceștia care mi-au plăcut foarte mult și am pățit așa, știți vorba aia, croitorul cu haina ruptă? Ei, așa sunt eu, lucrez într-un centru comercial, într-un mall, am acces, pot să mă duc la magazine când doresc. Am văzut pantalonii ăștia de mult timp, mi-au plăcut, am zis, wow, ăștia ar fi buni pentru Sofia, nu i-am pus deoparte și n-am mai găsit mărimea 122. Totuși, i-am luat pe aceștia 110 pentru că mi se par destul de măricei. Cred că sunt ok, cred că vor veni. Și aceștia tot 60, 59, 90. I-am luat de asemenea un set de 3 perechi de colanți în aceștia 3 sferturi pentru rochițe. Aceștia sunt albaștri cu imitația asta de curcubeu. Aceștia galbeni cu bulinuțe albe, iar aceștia roz cu balerina aceasta aici. Setul a fost 60 de lei, 59,90 și el. Și tot la capitolul pantaloni, am și două perechi un pic mai grosuțe pentru că eu am cumpărat din C&D când încă mai era receșor afară și am zis că poate îi va purta, dar s-a încălzit brusc și nu i-a mai purtat. Așa, pantalonii ăștia lungi, tot cu broderie aici, aceștia au fost 70 de lei, 69. Așa. Și pe aceștia cu verde, se poartă mult verdele, cachiul anul acesta, pe aceștia am găsit la reducere 39,90, deci 40 de lei și cu reducerea aia finală 25%, a fost un preț foarte, foarte bun. Și câteva bluzițe. Cum vă spuneam, se poartă mult verdele și am găsit acest set de două bluzițe cu volănașele astea așa și imprimeul super și cu niște frânjurei așa atașați. Deci aceasta e așa, iar cea de-a doua bluziță e aceasta, de asemenea foarte, foarte drăguță. Va merge bine și cu blugișorii scurți și cu fustițe. Pe aceasta cu paiete și fluturaș sunt reversibile paietele. Pe aceasta foarte frumoasă, e foarte mult, mi-a plăcut. Așa. Volănașe și așa la spate. Și ultima bluziță e aceasta, care de asemenea mi-a plăcut foarte, foarte mult. A, dar nu am spus prețul. Asta a fost 25,90. Aceasta 29,90.
aceasta 24,90. Și setul de două bluzi ți-a fost 29,90. Bun, și pentru ameliuța din C&A am luat un set de boxer, chiloței cu patrula cățelușilor, că e nebunită după patrula cățelușilor, dar alt model, mai avea ceva, dar ăștia și mai frumoși cu sclipiciul ăsta, o să fie foarte încântată, nu i-am arătat încă, aceștia au fost 29,90. Și pentru că ea nu avea o șapcă de vară, i-am luat această șapcuță cu Sky de la patrula cățelușilor, o să fie foarte încântată. Aceasta a fost 34,90. Și tot la capitol lingerie, Sofia nu avea nevoie de articole de lingerie, dar am găsit ceva la Waikiki, doar mărimea ei, adică doar la fetițele mai mari, nu erau și pentru Amelia ca și luat. Ceva ce am zis, nu pot să ratez asta. Niște maiuțe cu bretelețele astea subțire așa și cu danteluță și cu printurile astea extrem de frumoase, de elegante, de stilul ăla vechi așa. Nu știu cât puteți vedea, cu albastru și niște plântuțe așa, floricele. Și acesta, sunt două maiuțe aici, acesta e unul, acesta e unul, acesta e alb cu fetița aceasta și cu sclipici. Tare, tare mi-am dorit să găsesc și pentru Ami, dar nu am găsit așa. Și probabil așa modelele fiind cu breteluța asta subțire, poate pentru fetițele mai mari, nu știu. Și acest set de două maiuțe, ăsta e alb cu fluturașul ăsta imprimat și acesta gri, un pic perforat, așa tot niște fluturași perforați sunt. Maiuțele au fost... îmi pare că au prețuri diferite. Setul acesta de 2, 17,95 și acesta 19,95. Și ca să meargă cu maiuțele arătate prima oară acestea, am găsit și un set de chiloței, nu o să-i întind prea mult pe aici, ca idee au printurile tot cu fetița asta și cu albastru și așa. Chiloței nu mi s-au părut wow și așa cum mi-au... cum am simțit când am văzut maiuțele, dar am zis să-i cumpăr și așa să aibă set. Setul de 4 bucăți a fost 17,95 lei și încă o dată acestea sunt cumpărate din Waikiki. Am lăsat o comandă și pe H&M. I-am luat Ameliei acești pantofiori sport, v-am spus că se poartă verdele, de fapt ați spus și voi cu siguranță, ador verdele ăsta, aș vrea să-mi iau și eu câte ceva, chiar am văzut o husă de telefon, interesant, am zis că mi-o iau. Da, deci un verde de s-a închis așa și cu niște tigri aici, printul ăsta așa de junglă. Iar pentru Sofia am luat acești pantofi sport cu iepuraș așa cu fundiță, super drăguț și ăștia. Deși am impresia că o să avem durere cu încălțatul când sunt și returile astea. Bine, nu sunt și returi, e doar elastic, dar când e așa un lucru care blochează, cam avem bătaie de cap. Și mai avea nevoie de o hăinuță de asta de primăvară, toamnă, Sofia, și i-am ales-o pe aceasta. Dacă mă urmăriți pe Instagram, știți că la un moment dat v-am rugat să mă ajutați în luarea unei decizii în legătură cu achiziția unei perii pentru întins părul. Și până la urmă am ales-o pe aceasta de la Rowenta, pentru că e una din puținele perii care și întind, dar și usucă părul în același timp, deci poate fi folosită pe părul ud. Pentru că majoritatea perilor pentru întins părul au plăci ceramice și se folosesc doar pe părul uscat și practic pierzi timp, adică tu te speli pe cap, îți usuci părul cu fionul sau îl lași să se usuce natural și după aceea poți folosi acea placă doar pe părul uscat, pe când pe aceasta o poți folosi pe părul ud. Eu sunt mulțumită de ea, nu are niște rezultate fabuloase la mine, pentru că eu am firul gros și părul foarte ondulat, ca să nu zic chiar creț, și nu-mi lasă acel păr lucios și perfect întins ca după mersul la coafor. Dar mă ajută foarte mult, chiar foarte mult mă ajută, pentru că îl potolește practic. Deci după ce m-am spălat pe cap, eu o folosesc nu pentru mult timp, câteva minute, 5-10 minute,
și mi-l potolește. El stă un flățel în continuare, părul nu e perfect întins, dar chiar mă ajută foarte, foarte mult. Am cumpărat-o de pe EMAG. Tot când am cumpărat articole pentru fete de la C&A, mi-am luat un toc de ochelari. Nu-mi vine să cred că port ochelari de atâta timp și mi-am cumpărat vreodată un toc pentru ei. Acum îmi țin ochelarii într-o husă, e specială pentru ochelari, dar e o husă într-un material textil. Pur și simplu nu m-am gândit, n-a fost un lucru căruia să-i acord foarte mare importanță, am zis, pot sta și acolo, dar nu e așa, că riscă să se spargă, să se deterioreze, dar și am ales-o pe aceasta cu printul ăsta mișto, animal print, a fost 31,90 lei, dar v-am spus, am luat-o în acea zi cu reducerea de 25%, deci m-a costat mai puțin. Am plasat o comandă, încă o comandă și pe lentilecontact.ro, de unde tot cumpăr eu lentilele de contact, și mi-am mai luat două seturi de lentile Cooper Vision. Fiecare set conține câte 3 lentile. Sunt lunare, eu numai lentile de contact lunare folosesc. Și am luat și această soluție pentru lentile tot de la Cooper Vision, High Care. Am zis că e, nu știu, o soluție acum apărută cu ingrediente, multe ingrediente de origine naturală și că cumva ar hidrata ochiul și ar lubrifia zona, ceea ce e foarte bine, pentru că la un moment dat simți o jenă dacă folosești zilnic lentile de contact timp de 10 ore, cam așa folosesc în fiecare zi. Mi-am cumpărat și un stick de la Altex, l-am luat, e Hama și e de 64 de giga. Pentru că noi avem harduri, avem multe harduri, pentru că vă dați seama, făcând clipuri pe YouTube, salvezi clipuri, salvezi clipulețe mai mici din care îți creezi alte clipuri, vlogurile le păstrăm oricum acolo că vrem să le avem ca amintire, în fine, cert este, fotografii, ca tot omul, muzică. Și pe termen scurt, așa, de exemplu, am editat un clip, nu l-am postat încă pe YouTube, pentru siguranță, să nu mă trezesc că, nu știu, a doua zi nu mi se mai deschide calculatorul, că, apropo, am avut și de astea, mi-a murit hardul, mi-a murit placa video, nu mă pricep, în fine, s-au întâmplat lucruri și uneori nici n-am mai putut să-mi recuperez datele. Ei bine, așa, pe termen scurt, până postez clipul pe YouTube, de exemplu, am nevoie de o memorie de asta mai, așa, rapidă. Noi avem harduri, chiar mi-am mai cumpărat acum un hard, dar sunt mari, sunt de 500 de giga, de 1 tera și n-aș vrea să frec mereu hardurile alea doar ca să salvez eu niște lucruri pe termen scurt, cum vă spuneam, un clip, de exemplu, dacă am început să le editez proiectul, până l-am postat pe YouTube câteva zile, să l-am salvat pe ceva, și pentru asta am luat acest stick. Și ultimele lucrușoare sunt... Da, unul pentru Florin, un singur lucru în vlogul ăsta, în holul ăsta pentru Florina. Haideți să vă spun o povestioare. La un moment dat, într-o dimineață, am intrat în Carrefour și am văzut că montaseră acolo un stand cu diverse cărți și spuneau că orice carte e preț unic la acele cărți, 3,99 lei. Și am găsit-o pe aceasta, ghid complet, fotografia de portret, 250 de sfaturi din secretele profesioniștilor, ghiduri pas cu pas pentru a vă îmbunătăți tehnica fotografică. I-am luat lui Florin, bineînțeles, ele cu fotografia, da, și chiar a fost încântat când a văzut-o, deci 3,99 lei, și niște lucruri de care sunt atât de încântată. Am văzut acolo printre cărți și ceva cartonat mai mare, așa, era ceva roșu, ceva de pompier, pentru băieți m-am gândit eu, o carte am zis că e. Când mă uit cu atenție, aceea se făcea de fapt, din cartoanele aia, se făcea mașinuță de pompier. Și când mă uit de sub, mai văd două de acest gen. Una, aceasta, și cu alta, aceasta. Și, cum vă spuneam, ele se deschid, sunt niște cartoane, așa, se deschid și se creează, în cazul acesteia, My Pink Car, deci o mașină, iar, în acest caz, trăsura prințesei.
Și sunt atât de încântată, deci 3,99 lei, veți avea fotografii inserate să vedeți cum arată astea desfăcute, doar 3,99 lei pentru o mașinuță de asta. Câteva din lucrușoarele prezentate aici vor fi sigur cadou de 1 iunie pentru fete și cu siguranță acestea două vor fi cadourile, o parte din cadourile primite de 1 iunie. Dragii mei, asta a fost tot. Sper că n-am fost prea all over the place. Mi-a fost un pic greu să mă organizez că sunt în toate categoriile. Vă mulțumesc tare mult că ați urmărit acest clip. Vă îmbrățișez pe toți și vă aștept cu drag la următorul video pe care îl voi posta. Pa, pa! Și dragii mei, pentru că între timp le-am mai cumpărat fetelor câteva articole, am zis să le includ tot în acest clip, așa că vi le arăt repejor și pe acestea. Când am trecut prin hainele de vară, am constatat că Sofiei nu-i mai vine șapca de anul trecut și a trebuit să-i cumpăr și ei una. Mai devreme ați văzut că i-am luat Ameliei. Aceasta a fost cumpărată din C&D și a costat 29,90. Tot pentru ea am mai luat o pereche de sândăluțe. Acestea sunt de la H&M și au costat 79,99. Trebuie să-i mai iau două perechi pentru că am constatat că nu-i mai vine nicio pereche de anul trecut. Iar aici e secțiunea Ameliei. Am văzut acest set de chiloței cu mini și n-am putut să nu-l cumpăr. E din H&M și a costat 59,99. Oh, această rochiță superbă, superbă, când am văzut-o am zis trebuie neapărat să-i o cumpăr. Uitați-vă un pic cutiul cu broderia aceasta. Asta e chiar cusătura aici. Am constatat din magazin că e pus, mă rog, că nu s-a pus și prețul în limba, și prețul din România e nu știu ce preț aici. A costat 65 de lei și... I-am mai luat tot din Waikiki acest set de două perechi de colanței în aceeași temă cumva. Aceștia au fost 26,95 și pe aceștia i-am gândit pentru rochițe, de luat pe dedesubt la rochițe, să nu se vadă chiloței. Și i-am mai luat ei că de două perechi de sândăluțe avea nevoie și le-am luat pe ambele de la Daiman. Prima pereche e aceasta. Așa arată și au costat 59 de lei. Iar cea de-a doua pereche este aceasta, așa. Și a costat 79 de lei. Încălțămintea de la Daihman este un pic mai scumpă, dar calitatea nu se compară. Chiar, ce să vă spun, se vede o diferență și între cele două, doar că Sofiei nu i-am găsit la Daihman un model care să-mi placă. Da, sunt foarte confortabile, piciorul stă foarte bine, talpa e de așa natură un pic moale și în general verific la Daihman dacă există încălțăminte atunci când vreau să le cumpăr și apoi mă uit în alte magazine. Cum vă spuneam, pentru Sofia nu am găsit la Daihman ceva potrivit, dar le-am luat pe acestea pentru Amelia. Și ultimul articol este această gentuță, cutiuță, cum vreți să-i spuneți, cu niște cărticele de activități și niște foi cu sticăre sunt aici, pe care am cumpărat-o din Carrefour, tot din secțiunea aceea de cărticele la preț unic. Uitați așa, sunt mai multe cărticele, balerina, princess, mermaid și mai sunt și altele aici, plus niște foi cu sticăre. Și ce să vă spun, am găsit-o în acea secțiune de cărți la 2,99 lei fiecare carte, iar când am ajuns la casă am constatat că a intrat cu 2,99 lei, iar apoi s-a aplicat o reducere de 90 de bani și în final a fost 2,09 lei. Da, și cu asta chiar am încheiat haul-ul de achiziții din ultima perioadă. Vă mulțumim foarte mult că ați urmărit și acest clip al nostru și vă îmbrățișăm. Pa, pa!